Noi la telefon, prefectul de Maramureș. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule prefect. Auziți? Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule prefect, știu că ați făcut această reglementare în județ, elevii să cânte imnul României dimineața la școală, da? Nu am făcut. Este vorba despre o lege care este din 1994 în vigoare și doar în calitatea mea de prefect am atras atenția asupra respectării ei. Doar dumneavoastră, că în alte județe nu se întâmplă asta, n-am văzut nicio circulară de la Ministerul Educației, de la guvern. Nu. Este rolul meu ca să veghez la respectarea legii. Domnule prefect, spuneți-mi și mie prima strofă din imnul României, de fapt intonați. Deșteaptă-te, română, din somnul cel de moarte, în care ți-ar înciră barbarii de tirani. Așa. E ok. Așa. Ce ați făcut, domnule prefect? Păi, prima strofă din imnul României. Păi v-am cântat-o. Nu mi-ați cântat-o, mi-ați spus două versuri. Domnule prefect? Da, vă ascult. Păi, ce faceți? Nu știți imnul României? Păi v-am cântat. Nu mi-ați cântat. Acum niciodată creează-te altă soartă la care să te închine și cruzii tăi dușmani. Cine v-a șoptit? Nu mi-a șoptit nimeni, doamne, sunt singur acasă. V-ați deschis telefon? Da, doamne ferește. Domnule prefect, credeți că patriotismul stă doar în a ști pe de rost niște strofe? Eu cred că copiii știu. Nu. Eu consider și am văzut la evenimentele naționale care le organizăm, da? De zilele naționale, că simțul patriotic începe să dispară. N-are simțul patriotic cu asta, domnul prefect. Dar nu, simțul patriotic e ăla care îl simți tu. Alegeți alt cuvânt și aveți perfectă dreptate. Mai știți și a doua strofă, domnule prefect? Acum, domnule, da, ce facem acum? Pe ce să facem? Noastră spuneți că trebuie să se cânte imnul în fiecare zi la școală. Noastră trebuie să-l știți pe de rost pe tot. Eu am atras atenția la respectarea unei legi. Bun, am înțeles. Dar noastră trebuie să-l știți pe de rost pe tot. Dacă vă pun acum să spuneți pe de rost, nu știți. Recunoașteți? Acum tocmai v-am intonat și acum nu încercăm să facem ore de... Ba da, domnule prefect, că noastră de asta v-ați implicat în actul educațional. Nu v-am implicat. Am atras atenția asupra o respectării unei legi. Dacă dumneavoastră considerați că eu am greșit prin faptul ăsta, îmi pare foarte rău. Adică eu am atras atenția vis-a-vis de respectarea unei legi și dacă în România acest lucru este ciudat, îmi pare foarte rău. Nu am spus că este ciudat, domnule prefect. Cu siguranță, de 1 decembrie, de exemplu, știu că în toate școlile din România se cântă imnul, copiii știu despre culorile steagului românesc, despre istorie și e important să se întâmple acest lucru. Dar noastră, când veniți cu astfel de idee, mai ales că noastră sunteți reprezentantul guvernului în județul Maramureș, ar trebui să știți pe de rost tot imnul. Eu n-am venit cu astfel de idei, ci am revenit cu respectarea unui articol de lege. Da? Domnule prefect, de unde sunteți? De la PNL sau de la PSD? Sunt de la PNL. De la PNL. Bine, da. Mulțumesc, domnule prefect, pentru intervenția la decisiv. Succes pe mai departe. O să vedem cum va fi implementată această măsură în școlile din România. Doar niște